Pe acest subiect, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu susține că tactica adoptată de personalul aviatic este de fapt o formă de grevă mascată, care doar înrăutățește situația companiei aflată deja pe marginea propastiei. Mai mult, acesta acuză conducerea Tarom că știa de existența problemelor reclamate, dar nu a făcut nimic pentru a le remedia. Această tactică adoptată, cea de a se declara cu 10 minute, un sfert de oră, jumătate de oră înainte de a începe zborul, inaps de zbor, parte din echipaj, a dus, de fapt, la ceea ce se întâmplă azi s-a întâmplat azi pe aeroport. Dacă o grevă, în adevăratul sens al cuvântului, este anunțată, oamenii nu mai vin în aeroport, trec de filtre, își predau bagajele, așteaptă la poarta de îmbarcare și cu 10 minute înainte sunt anunțați că acea cursă e anulată. Aici e această împingere la maxim, dacă vreți, acestei situații. M-aș fi așteptat și, sigur, eu vreau să înțelegeți postura ministerului. Eu azi am încercat împreună cu colegii mei din minister să mediem acest dialog. M-aș fi așteptat când există revendicări de tipul a creșterilor salariale cu 40%. Să spui din timp, domnule, vrem să intrăm în aceste negocieri. Nu cred că e un mod corect de abordare. Au mai fost greve și în ultimele luni și la alte companii, dar lucrurile s-au desfășurat într-un anumit scadențar. Eu am discutat un pic mai devreme cu președintele Consiliului de Administrație și am spus să încerce să găsească soluții, fără să intru în amănunte, prin care să deblocăm această situație. Situație nefericită, dar asta trebuia să se întâmple înainte de a se declara 28 de piloți inapt de zbor.